Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Se mai zice la mulți ani? Se zice la mulți ani de câte ori vrei tu. La mulți ani tuturor celor născuți astăzi. Bine. Și dacă uităm mâine, la mulți ani și pentru cei care sunt născuți cum ar veni mâine. A fost frumos la paradă. Foarte frumos. Chiar mai multe locuri din țară, nu doar la București, la Optaș, în Olt. Optaș este o comună din Olt. Am mai vorbit noi despre ea. Are și un monument cu opt ași. Pentru că îi zice Optași. La Optași, noul primar a organizat o paradă cu, cu tehnica din dotarea primăriei ce avea acolo, plus căruțe, ATV-uri și, desigur, un tank improvizat. Pentru că de ce n-ar fi un tank la Optași? Tankul a fost o Dacia Docker, pe acoperișul căreia organizatorii au pus un cauciuc vechi, pe care l-au vopsit în verde camuflaj, așa. Asta era turela. Iar țeava... O țeavă recuperată de la un cazan de țuică. Ceva deci, tradițional. Calibru mare. Da. Pe lateralele dubiței s-au pus și blindaje. Două blindaje făcute din placaj, vopsite în camuflaj forestier. Deci era ceva ca lumea, adică da. Nu s-a Hai lucrat. Să ne jucăm de-a soldații. Cum facem? Cum făceam noi când eram mici și ne făceam cazemată din zăpadă? Da, da, da. Așa făceam și noi. Un tank din ceva, o țeavă de mătură. Așa a făcut primarul din Optaș. S-a gândit și el. Iată cum explică dânsul. Citez. Am văzut eu prin filme, zice domnul primar. Am văzut eu prin filme, se duceau la război cu cai. Ah, eu am crezut că a văzut echipa când au făcut aia din buldozer tank, știi? Nu. Mă rog, e un serial vechi. O fi văzut și asta, dar asta nu l-a impresionat. Păi el l-a impresionat că se ducea la război cu cai. Și atunci a făcut tank. Da, și a zis, am zis, băi frate, te mai duci și cu cai la luptă. Dar dacă n-ai tu o armă, nimic așa. Și am zis, ia stai să punem un tun aici și așa. Mașina e proprietatea primăriei. Eu cred că i-a plăcut și Rambo. Și Rambo i-a plăcut, da. Sigur. Și după tank, cavaleria, pentru că de ce nu? Cavaleria, cai și căruțe. Și ceva transport mecanizat cu ATV. A fost visul primarului. El spune că a vrut să facă, să fie frumos ca în capitală. În capitală se face paradă în fiecare an. A vrut și el la Optaș să aibă și el paradă. Zice, am tot văzut pe la București cum sunt paradele astea. Am zis să fac și eu aici. Ce? Numai la capitală se poate așa ceva? Îl cheamă Marin Scurtu. N-am eu elicopter și altă tehnică militară, dar am improvizat ceva. Am făcut să fie frumos. Acum, părerea mea e că dacă nu strica cazanul ăla de sui, că se găseau niște săteni să se facă elicopter și avea și elicoptere. Da. Și s-a defilat prin comună până la turnul Eiffel. Ce a făcut? S-a au defilat prin comună până la, da, au și turn Eiffel din fier forjé. Deoarece comuna Optaș, nu, comuna Slobozia, nu, comuna Optaș are un sat care se cheamă Paris. Ok. Paris, da? Are și un sat care se cheamă Paris. Deci este monument cu 8 ași în comuna Optaș și la satul Paris este ce poate fi la Paris? Tour Eiffel. Tour Eiffel, la de Tour Eiffel mai mic. De ce nu au făcut Moulin Rouge? Nu știu de ce nu au făcut Moulin Rouge, asta este. Asta deci, au făcut frumos. Și deci, practic, zoavii din Optaș au defilat ieri cu, cu Dacia Docker, cu cauciuc, pe post de turelă și țeava de la cazanul de țuică. Și acum, important e ca domn primar, apreciem creativitatea, dar important e, mie mi-e frică de ziua în care o să afle că defilează și parașutiști cu parașute. Că dacă nu știm unde să ajungem. Atunci o să facă și Moulin Rouge. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.